Performanța este recunoscută la Fălticeni. Peste 220 de elevi olimpici, sportivi și cadrele didactice care i-au îndrumat au fost premiați în centrul municipiului Fălticeni duminică seara, eveniment ce s-a înscris în cadrul manifestărilor de zilele orașului. Primăria Fălticeni a alocat aproape 1 miliard de lei vechi cu această ocazie. Elevii de succes și îndrumătorii lor au fost premiați pe scena amplasată în piața Nada Florilor din Fălticeni. Fiecare școală și-a etalat copiii olimpici în fața fălticenenilor prezenți în piață. Atât copiii de la școlile gimnaziale, cât și de la colegiile fălticenene au primit diplome și premii în bani din partea primăriei și consiliului local. Premiem elevii cu rezultate deosebite în concursurile și activitățile școlare, olimpiadele școlare, în cele culturale, în cele artistice și în cele sportive, precum și cadrele didactice, un lucru inedit anul acesta. Suntem în al treilea an când facem această premiere, dar este primul an când premiem și cadrele didactice îndrumătoare, pentru că sunt convins și cred cu tărie că tot ceea ce înseamnă rezultatele lor se datorează în mare măsură atât elevilor cât și profesorilor. O sumă record pe care municipiul Fălticeni o pune la bătaie pentru premiere, 80.000 de lei, 800 de milioane de lei vechi, care se vor îndrepta către 160 de elevi și aproximativ 60 de profesori. Îi cinstim, îi prețuim așa cum se cuvine și cred că, pe lângă recompensa financiară, faptul că un oraș, un municipiu întreg îi vede, cred că va contribui extrem de mult pentru rezultatele ulterioare, pentru că și-au pus într-adevăr amprenta pe tot ceea ce înseamnă renumele și faima municipiului Fălticeni și, vedeți, cred că este momentul să ne mândrim cu tot ceea ce avem mai bun, mai frumos și copiii noștri extrem de valoroși. Sunt ai noștri, sunt cei mai buni și, de drept urmare, municipalitatea se simte nevoită și obligată să-i evidențieze și să-i premieze. Felicit și eu pe toți cu cei cu numele Ilie, felicit pe Fălcenil cu ocazia zilele orașului. Spun că sunt mândru, că sunt contemporan cu cei care au fost premiați și cu această ocazie cred că Fălticeniu a revenit pe harta României, acolo unul este locul. Premiera a fost făcută în cadrul festiv, elevii fiind premiați de autorități atât locale cât și județene. Ștefan Alexandra Aurora, Tănase Gheorghe Dănuț, Vatamanu Ionela Diana, Iordache Ionela, cele trei colegii pe care le avem în Fălticeni, toate trei cu rezultate extraordinare în competițiile naționale și chiar internaționale, Colegiul Național Nicu Game din Fălticeni, am să rog pe domnul director Tomescu Laurențiu să fie alături de noi. Premiera va fi efectuată de domnul Rădulescu Alexandru. Boambă Emilia Irina. Apostol Delia Maria. Cotun Ana Maria. Gavriluță Simona Maria. Bertea Valentin. Mucilianu Vasile Cezar. Axinia Maria Ligia și cadrele didactice Porof Marcel, Pavel Daniela Ramona, Lemnariu Maria, Ciuruș Ioan Marcel, cei mai buni din România, campionii naționali ai României de aici de la Fălticeni, aplaudați-vă rog, Stan Ștefan. Vedeți că au venit cu tricourile de campioni. Moșneagul Mihnea. Copiii de elită ai Fălticeniului au fost premiați pentru al treilea an consecutiv. Inițiativa îi aparține primarului Cătălin Coman, cel care a făcut posibil acest lucru pentru prima dată în urmă cu 3 ani. Noutatea de anul acesta a fost faptul că pe lângă olimpici au fost premiate și cadrele didactice, îndrumătorii copiilor. Cu toții s-au bucurat de recunoștința municipalității.